Bun găsit, stimați telespectatori! Ediția de astăzi din ciclul de emisiuni Comori ale Ortodoxiei de la Trinitas TV este consacrată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și prăznuirii sale îndătinate în ziua de 27 octombrie. Pentru prezentarea vieții Sfântului Dimitrie și a unor aspecte interesante, deosebit de interesante privitoare la locurile sale de obârșie, ne-am deplasat chiar în satul de unde a pornit Sfântul Dimitrie pe cărările vieții cu multe veacuri în urmă, satul Basarabovo sau Basarabov, cu alt fel de accent, situat în apropierea orașului Ruse, în dreapta Dunării, pe teritoriul Bulgariei. Așadar, ediția aceasta va fi realizată în exclusivitate în locurile în care s-a născut, a trăit, s-a nevoit, s-a rugat la Dumnezeu Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Am invitat să fie alături de noi în emisiunea aceasta pe părintele Alin Hotcoleanu din cadrul agenției Basilica Travel, care este specializat în pelerinaje. Părintele Alin Hotcoleanu a însoțit de-a lungul mai multor ani o serie întreagă de grupuri de pelerini care au venit aici cu sufletul luminat de bucuria de a se întâlni cu locurile natale ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Așadar, bun venit în cadrul emisiunii, Părinte Alin. Mulțumim pentru participarea la această ediție consacrată Sfântului Cuvios Dimitrie și, spunând acestea, să ne îndreptăm cu gândul spre vremea când a trăit Sfântul Cuvios Dimitrie. Știm sigur că sunt multe veacuri între noi și vremea aceea, dar să încercăm din ceea ce s-a putut documenta sau aduna de către cercetătorii care s-au ocupat de viața Sfântului Dimitrie, să ne întoarcem înapoi în timp, în vremea în care aici, pe valea râului Lom, pe care o avem în cadru chiar în spatele Sfinției voastre, trăia cuviosul Dimitrie ca un tânăr și însetat de Dumnezeu, păstor al vitelor satului. Doamne ajută și bine ați venit aici la Basarabov, în patria Sfântului Dimitrie, am putea spune. Într-adevăr, suntem pe Valea Lomului, Valea râului Rusenski Lom, așa cum îl numesc bulgarii, care se varsă în Dunăre, în apropiere de orașul Ruse, râu ce se formează din confluența a două râuri mai mici, Belilom și Cernilom, care se unesc în apropiere de Ivanovo, veche vatră monahală, isihastă. Deci Lomul Alb și Lomul Negru, cum ar veni. În traducere românească. Deci suntem în satul Basarabov, satul Sfântului Dimitrie, loc în care s-a născut Sfântul Dimitrie cel Nou, în care a copilărit, a crescut, a trăit prima parte a vieții sale. Despre perioada în care a trăit Sfântul Dimitrie, să spunem așa, sunt mai multe păreri. Opinia cea mai îndătinată este aceea că ar fi trăit în perioada de maximă înflorire a monahismului isihast de aici, din Bulgaria, și ne referim la secolul 12-13, în perioada celui de-al doilea țarat bulgar sau țaratul Vlahobulgar, instaurat sau condus de frații Asănești. Pe vremea aceea, practic, se naște viața monahală isihastă aici, în pe Valea Lomului, în locurile în care ne aflăm noi, ea fiind o mănăstire foarte mare, nu în înțelesul în care îl percepem noi astăzi, de biserică și chilii de jur împrejur, ci vorbim de monahi sihaști care trăiau în peșterile
de pe valea aceasta a Lomului, unde o să mergem și noi, în locul unde a trăit Sfântul Dimitrie. Pe vremea aceea, în apropiere de Basarabov, la Ivanovo, era cea mai mare vatră monahală din secolele 12-14. Sunt cunoscute parcă vreo 300 de asemenea chilioare de pusnici, dintre care câteva zeci au ajuns să fie chiar biserici, vreo 60 dintre ele. Spun arheologii care au descoperit aceste locuri, că peste 300 de chilii ale călugărilor au fost într-un canion care îl formează râul Lom, în peretele abrupt de stâncă, foarte multe peșteri, chilii și, într-adevăr, foarte multe bisericuțe, unele dintre ele chiar cu pictură murală, în frescă. Foarte bine s-a păstrat această pictură într-una dintre biserici, Sveta Bogorodița, închinată Maicii Domnului, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care a și fost restaurată în vremea noastră și care a fost inclusă pe lista patrimoniului UNESCO. Deci suntem într-o veche vatră monahală isihastă, aici, pe Valea Lomului. În perioada de care vorbim, cu multe veacuri în urmă, Sfântul Dimitrie trăia fără întoială într-un sat mult mai mic decât vedem noi astăzi împrejurul nostru, această așezare. Era un sat modest care, după informațiile care s-au păstrat până în vremea noastră, nu era chiar exact pe locul acesta, ci chiar ceva mai aproape de Ruse, cu câțiva kilometri, se pare. Într-adevăr, aici suntem foarte aproape de mănăstirea Basarabov. Aproximativ un kilometru ne desparte de peștera în care a trăit Sfântul Dimitrie și, într-adevăr, sunt mărturiile istorice care spun că satul în care s-a născut Sfântul Dimitrie, satul Basarabov, se afla mai aproape de orașul Ruse, mai aproape de Dunăre, de malul românesc. Distanța fiind cam de 10 km de la Ruse până aici, de la București vreo 80 de km cu totul, distanța de la din capitala aceasta noastră. E chiar, suntem destul de aproape de București. Ar fi interesant de spus în acest preambul geografic și istoric al emisiunii noastre, faptul că legăturile între malul stâng și malul drept al Dunării aici au fost frecvente și firești de-a lungul istoriei. Vorbim de țaratul Vlahobulgar. Se vorbește, de pildă, de faptul că numele satului Basarabov ar veni de la o proprietate a unui domnitor, sau, mă rog, înainte, un voievod din țara românească. Noi avem această dinastie a basarabilor documentată, începând cu Basarab I, și că el ar fi avut poate chiar o moșie aici. Toponimia, asta ne spune într-adevăr, și sunt unele mărturii care spun că moșia aceasta, satul și chiar locul unde este mănăstirea, unde a fost mănăstirea Sfântului Dimitrie, ar fi aparținut lui Basarab I, întemeietorul țării românești, care a și sprijinit financiar acea mănăstire de călugării isihaști. Pe de altă parte, deci această veche vatră care avea legături cu nordul Dunării a trăit și momente de-a lungul istoriei mai dramatice, când războaiele, incursiunile, se vorbește în sensul acesta de întâmplări din secolul al XVIII-lea, când satul, vechiul sat Basarabov, despre care am vorbit, care era puțin mai aproape de Ruse, la un moment dat a fost chiar silit să se mute complet, adică au abandonat oamenii, a fost distrus și s-au mutat peste Dunăre, așa, lângă Giurgiu, într-un sat, Slobozia, de lângă Giurgiu. Au stat acolo câteva decenii și, când lucrurile s-au mai liniștit, au revenit și atunci au fondat această vatră unde suntem noi astăzi. Deci actualul sat are vatra cam de pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea în acest loc. Sigur, și tot atunci au și construit biserica aceasta pe care o vedem aici lângă noi. E vorba de anii 1880. Deci revenirea lor a fost la sfârșitul secolului XVIII, iar biserica este ridicată cam cu un secol mai târziu, biserica pe care o avem în fundal acum. Deci la sfârșitul secolului următor, secolului al XIX-lea. Așa.
Vreau să ne întoarcem acum să vorbim despre copilăria Sfântului Dimitrie în locurile acestea, în care într-adevăr diferă peisajul, după cum se vede, destul de marcant față de câmpia română care se află în imediata vecinătate a Dunării, în spațiul românesc. Aici este o zonă mai deluroasă, o zonă și cu porțiuni importante împădurite, care a permis de altfel și ceea ce o să vedem în continuare, această Sigur. Dezvoltare a vieții isihaste în spațiile acestea, de, în pereții de stâncă ai Văii Lomului. Să vorbim despre Sfântul Dimitrie. Deci, pe de o parte se spune că și istoricii noștri care s-au ocupat de viața Sfântului Dimitrie sublinează mai mult această originea sa, perioada sa de viețuire în perioada săneștilor. Există, după Paisie de Hilandar, o referire, da, care merge la secolul XVII și care este acreditată de unele lucrări aici pe teritoriul Bulgariei, mai ales, și care vorbește chiar de un an 1685, când el ar fi fost în viață. Dar indiferent cum ar fi, în vremea aceea, cu multe secole în urmă, Sfântul s-a născut ca un copil într-o familie extrem de modestă, un copil cu sufletul înălțat spre Dumnezeu, avea această din fragedă pruncie, a fost apropiat de biserică, simțea, am putea spune, noi citind acum viața lui și încercând să trecem chiar dincolo de litere, de text, așa, și să-l simțim mai aproape, îl simțim pe Sfântul Cuvios Dimitrie, copilul de atunci, descoperindu-l pe Dumnezeu din lucruri și din făpturi, cum zicem noi adeseori în biserică, la cunoașterea lui Dumnezeu, cu revelația naturală, facerea mâinilor lui Dumnezeu este arătată nouă de natură și o vestește tăria, cerul și pământul, în contemplarea lor sunt mărturii ale mâinilor Creatorului a toate. Deci să vorbim despre această perioadă câteva lucruri, despre copilăria Sfântului. Despre viața Sfântului Dimitrie s-au păstrat puține date certe, puține lucruri cunoscute din istorie. Sfântul, am putea spune că a trăit în smerenie și a trecut la Dumnezeu tot în smerenie și s-a făcut cunoscut abia după moartea lui, ca un sfânt minunat și făcător de minuni. Deci despre Sfântul Dimitrie, într-adevăr, s-a născut în acest sat, a trăit ca un locuitor obișnuit al satului, ca un locuitor modest, cum ați spus, și chiar din tinerețe se ocupa cu pășunatul vitelor satului pe Valea Lomului, pe Valea Râului, care străbate acest sat, și se spune în viața lui că nu primea plată. Să arătăm, fac o paranteză acum a telespectatorilor noștri, pentru că poziția permite lucrul acesta, faptul că râul Lom curge aici din Amonte, deci din planul îndepărtat al imaginii, cum se vede în cadrul pe care îl aveți Sfinția voastră în spate, curge pe aici printre dealul pe care ne aflăm și dealul de vis-a-vis, spre vărsarea în Dunăre, lângă Ruse. Da. Deci Sfântul Dimitrie păștea vitele satului aici, pe Valea Lomului. Și viața lui ne spune că nu primea plată pentru această muncă lui decât de la oamenii mai înstăriți. Și primea puțină hrană, pâine și fructe, câte ceva de aleguri, și cu aceasta se hrănea și trăia foarte aproape de Dumnezeu. Era foarte atașat de biserica satului, de sfintele slujbe și mai ales de viața monahală care era aici, în apropierea satului, la mănăstirea Basarabov. Să amintim aici un episod interesant petrecut în perioada când el era păstor al vitelor satului. Se pe povestește câmp, că vitele, da. Într-o zi, pe când mergea pe Valea Lomului păscând vitele satului, din neatenție a călcat într-un cuib de păsărele. Nu l-a văzut și a strivit acolo câțiva puișori. Pentru acest lucru el și-a luat un aspru canon,
părindu-i atât de rău pentru neatenția lui și 3 ani de zile n-a mai încălțat piciorul drept cu care călcase în acel cuib, pedepsindu-se astfel pentru omorârea, uciderea acestor puișori nevinovați și se spune în viața lui că fie iarnă, fie vară, el a mers desculț. Și iată Dumnezeu, văzând mărinimia lui sufletească, n-a îngăduit ca să fie atins de boală acel picior, ci 3 ani de zile a făcut acest canon, l-a împlinit și Dumnezeu l-a păzit. Întâmplarea aceasta relevă chiar din anii de copilărie și de tinerețe ai Sfântului această smerenie deosebită a sa și conștiința profundă pe care el o avea și care, în chip firesc, l-a dus și spre luarea acestui canon de către sine însuși și apoi și spre pasul următor, care a fost viața monahală. Da, dar sigur că despre acest moment al vieții de data aceasta ca monah a Sfântului Dimitrie, cel mai potrivit este să vorbim în continuarea pelerinajului nostru aici în locurile natale ale Sfântului Cuvios Dimitrie, chiar la locul nevoinței sale călugărești, în mănăstirea Basarabovo de astăzi. Sigur, Părinte, vă invităm să poftiți spre mănăstirea Basarabov, unde suntem așteptați chiar și de Mitropolitul de Ruse. Iată-ne acum, stimați telespectatori, poposind în mănăstirea Sfântul Dimitrie Basarabov, locul nevoințelor Sfântului nostru atât de iubit și care aici, în acest loc, se poate vedea în fundalul imaginii de plan general, a trăit viață monahală curată, înălțătoare și prin care a rămas în conștiința posterității până în zilele noastre și de aici înainte, cât vor fi cele două popoare ortodoxe, român și bulgar, va menține în permanență flacăra ortodoxiei curate pe care el a trăit-o într-o nevoință în aceste locuri binecuvântate. Vă prezentăm mai întâi faptul că în această mănăstire ne-a întâmpinat în al preasfințitul Părinte Naum, Mitropolitul de Ruse, care a avut și amabilitatea, pe lângă binecuvântarea pe care ne-a dat-o pentru realizarea acestei emisiuni, să participe nemijlocit în al preasfinția sa personal la această lucrare a noastră, pentru care îi mulțumim și în felul acesta nădăjduim că odată în plus evocarea Sfântului Cuvios Dimitrie va avea un plus de căldură, un plus de înălțare sufletească. Împreună cu un alt preasfințitul Părinte Mitropolit Naum a venit aici la mănăstire și preacucernicul Părinte Kiril Sinev, de la slujitor la Mitropolia din Ruse, care ne va ajuta cu traducerea cuvintelor în al preasfințitului Părinte Mitropolit, așa încât o să reluăm de aici firul evocării noastre din momentul în care Sfântul Cuvios Dimitrie a părăsit lucrarea sa din tinerețe de păstor și a pășit pe poarta vieții monahale în aceste locuri în care ne aflăm acum. Îl rugăm așadar pe înalt preasfințitul Părinte Naum, Mitropolitul de Ruse, să ne evoce aceste vremuri extrem de frumoase, de înălțătoare, în care Sfântul s-a nevoit aici, în această vatră monahală, pe care, după cum v-am arătat chiar din primele minute ale emisiunii noastre, au ales-o de-a lungul veacurilor mulți alți
cuvioși care au miresmat această vale al omului. Așadar, în al preasfinția voastră, vă adresăm rugămintea să ne evocați acele vremuri în care Sfântul Dimitrie se nevoia aici ca monah. За живот и за монашеството на преподобния наш отец Димитрий Басарбовски, ние черпим сведения от... Despre viață și nevoințele Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov luăm informații de la trei izvoare. Primul izvor este viață scrisă de Sfântul Cuvios Păisie de Hilandar, care a scris o viață scurtă a Sfântului Dimitrie Basarabov, care ne spune că cuviosul Dimitrie Basarabov s-a nevoit în anul 1685 pe acest loc. A doua viață este scrisă de ieromonahul Păisie de Plovdiv, care ulterior a devenit și mitropolit de Ohridă în anul 1858. Această a doua viață este scrisă pe baza unei vieți mai vechi, pierdute, ca și pe baza izvoarelor din România. A treia viață, a treia sursă, este viața scrisă de un profesor din satul natal din Basarabov, care a acumulat mai multe informații din locuitorii satului. Tretiat izvor e na edin mesten ucitel u celu Basarabovu, Nicola Nemțov. În toate cele trei vieți se repetă unele momente comune din viața Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov și mai ales se subliniază faptul că Sfântul Cuvios a călcat un cuib cu niște pui, precum și dorința sa puternică, arzătoare, să se depărteze de locuitorii satului ca să-și închină viața lui Dumnezeu departe de ispitele lumii. În viața lui Natanael Stoianovici se menționează cum din această mare dorință duhovnicească să-și închină viața lui Dumnezeu și-a săpat o cameră, o peșteră în această stâncă din spatele nostru și a făcut aceste trepte ca să ajungă la acest loc de nevoință. Cunoaștem din această viață că acest cuvios își simțea sfârșitul vieții sale. S-a dus la un loc special pe care și l-a pregătit din timp și acolo și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Nu există prea multe date pământești despre această mănăstire, dar cunoaștem că în acest loc s-a nevoit și Sfântul Sofronie, care provenea de lângă orașul Sofia și a fost văduv, a fost și în București și la sfârșit și-a terminat ultimele zile din viață în această mănăstire. Astăzi, Sfintele lui Moaște se află în Serbia, undeva în Serbia, nu știm unde anume. Sunt și puține datele după ce aici s-a nevoit Sfântul Sofronie. Acest loc în care s-a nevoit Sfântul Dimitrie, din totdeauna a fost un loc de atragere a multor credincioși care au vrut să vadă unde s-a nevoit acest sfânt al lui Dumnezeu. Prima minune pe care o cunoaștem este legată de două surori, Aspra și Ecaterina, care au fost din satul Cervena Voda și i s-a arătat în vis Sfântul și i-a spus că ca să-i descopere trupul din apa lămului. Cunoaștem și o altă minune, când mitropolitul de Târnovo, Nichifor, împreună cu slujitorul lui Laurențiu, Laurentie, au venit să se închine la Sfintele Moaște și Laurentie sau Laurențiu a fost ispitit vrând să fure o părticică din Sfintele Moaște. Cunoaștem cum i-a rămas gură căscată și până nu s-a pocăit, n-a putut să vorbească. O altă minune, episcopul de Preslav Ioanichie a venit la Sfintele Moaște neputând să se miște și după ce s-a rugat și a sărutat Sfintele Moaște și a căpătat sănătatea. Mai cunoaștem o altă minune, când un turc a venit și a vrut să batjocurească Sfintele Moaște, dar iată că a primit această răsplată neputând să mai miște cu picioarele, a rămas șchiop și nu s-a pocăit întreaga viață și a rămas așa până la momentul morții. După războiul ruso-turc din anul 1774, generalul rus Saltykov a vrut să ducă Sfintele Moaște în Rusia, dar trecând prin capitala de astăzi Bucureștiu, aflându-se într-o epidemie de ciumă, locuitorii credincioși ai orașului l-au rugat pe general să lase Sfintele Moaște în oraș, așa și a făcut. Ciuma
epidemia de ciumă a încetat și de atunci, din 13 iulie 1774, Sfintele lui Moaște se află în Catedrala Patriarhală din București. 13 iulie 1774 година те са поставени тържествено в храма, където се намирате до днес. În apropierea voastră, să evocăm în câteva cuvinte felul în care au fost descoperite sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie, întâmplările minunate pe care le-ați evocat mai înainte, se referă într-adevăr la momentul de după aflarea acestor sfinte moaște în care ele au fost așezate spre închinare în biserica satului Basarabov. Și ar fi foarte frumos să evocăm și aceasta, că într-adevăr o minune foarte evocatoare pentru viața Sfântului este momentul acesta în care moaștele au fost aflate înainte de a fi așezate chiar în biserica satului. От съседното село на манастира Басарабов, Басарбово, една бесновата девойка наистина. Legat de descoperirea sfintelor moaște, cunoaștem faptul cum o fată din satul Basarabov era bolnavă, cuprinsă de un duh rău și Sfântul s-a descoperit în visul ei și i-a promis că dacă ea îi descoperă moaștele, o să-și recapete sănătatea. Așa s-a și întâmplat și cu un sobor mare de preoți, de diaconi, sfintele moaște au fost descoperite și fata a devenit sănătoasă. Прави едно чудно изцерение на бесноват, подобно на нашия Спасител Исус Христос. Într-adevăr, tradiția locului, din câte am citit noi în istoria vieții Sfântului Cuvios Dimitrie, vorbesc despre faptul că această copilă a împărtășit părinților ei vederea pe care a avut-o în vis, când i s-a arătat Sfântul Dimitrie, și când au mers a doua zi acolo, au văzut o lumină care se spune după unele evocări așa că ar mai fi fost văzută și că oamenii credeau să fie acolo o comoară. De fapt, se întâmplase că la un moment dat, venind apa al omului mare, la o viitură puternică, i-a luat trupul Sfântului care fusese așezat chiar de el, că el s-a așezat singur între două pietre în locul pe care și l-a ales pentru veșnicie și fusese purtat mai la vale și rămăsese în prundiș, în apă și de aceea i s-a arătat fetei pentru a-i descoperi prin ea și cu darul acesta al vindecării locul unde se aflau sfintele moaște și acolo, deci au găsit moaștele în apa râului Lom, neputrezite. Și într-adevăr aceasta a fost o minune deosebită, fata s-a vindecat, copila și-a recăpătat sănătatea după acest episod. Ar mai fi poate de prezent, pentru că am vorbit și despre momentul ducerii sfintelor moaște la București, faptul că rugăciune deosebită i-au făcut generalului Saltăcov, în primul rând un bun creștin din București, Hagi Dimitrie, care era cunoscut al generalului, dar și mitropolitul Grigorie al Țării Românești, Grigorie al II-lea, 1760-1787. Și de atunci, într-adevăr, moaștele se află în capitala mai de atunci a Țării Românești, capitala României de astăzi. Am urcat acum în locul din stâncă al nevoințelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. O impresionantă reunire de spații care datează dintr-un început din vremea în care Sfântul s-a nevoit aici, într-un spațiu adiacent locului în care ne aflăm, acestui spațiu eclezial, acestei biserici. Deci patul era în spațiul alăturat, de fapt o scobire în stâncă a unui loc de odihnă și împreună cu acest paraclis la care se adaugă și alte spații despre care o să îl rugăm pe Părintele Alin să ne povestească, așa cum a spus, atâtor grupuri de pelerini pe care i-a condus aici. Deci, din ce se compune acest loc, i-am zice, vatra istorică
a mănăstirii Sfântul Dimitrie Basarabov. Într-adevăr, iată, am urcat aceste trepte până sus, la locul pe care și l-a ales ca loc de nevoință Sfântul Dimitrie Basarabov și despre care se spune în viața lui că el însuși și l-a săpat în stâncă. El a săpat aceste trepte, el a săpat această chilie în care a trăit întreaga viață până la sfârșitul vieții sale. Bineînțeles că spațiul era mult mai restrâns pe vremea aceea, era doar încăperea principală unde am urcat noi, acestea, încăperea alăturată, unde și-a săpat și acest spat unde se odihnea. Și locul probabil că era închis pe vremea aceea cu un material ușor, din lemn, din stuf, cum se putea închide, chiar în fața lomului. Aici a trăit el în singurătate, ca pusnic, așa cum am spus, în post, în rugăciuni, numai de Dumnezeu știute, pentru că istoria vieții lui nu menționează alte aspecte din viața Sfântului Dimitrie, ci că Dumnezeu, pentru sfințenia vieții lui, a descoperit sfârșitul vieții. Și simțind că se apropie acest sfârșit, a coborât din acest loc, din această peșteră, chiar jos, în fața peșterii, pe valea lomului, lângă apa lomului, și acolo, între două lespezi de piatră, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Și iarăși istoria vieții lui și sursele acestea istorice despre care am vorbit, menționează că venind mare apa lomului în acel an, a înghițit trupul Sfântului și lespezile de piatră în care el se așezase. Sigur că vedem această apa lomului de aici de sus și poate o să vă întrebați cât de mare poate să vină apa lomului. Ei bine, venind an de an cu grupurile de pelerini aici, într-un an, într-o primăvară, am văzut și noi apa lomului mare, care a inundat tot terenul care este aici de jur împrejurul mănăstirii, a ajuns până în curtea mănăstirii. Deci iată că apa lomului poate veni mare. Așa s-a întâmplat și atunci. Și-a înghețit trupul Sfântului, care a rămas astfel necunoscut, vreme de mulți ani. Nu știm exact câți ani, nu știm când a murit Sfântul Dimitrie Basarabov, dacă ne referim la sursele cele mai credibile, a trăit în secolul al XIII-lea, deci în perioada isihastă de maximă înflorire, iar apoi, venind dominația otomană, deci sfârșitul secolului al XIV-lea, practic, aceste locuri sunt cucerite de turci și viața monahală încetul cu încetul de aici se stinge. Mănăstirea de la Ivanovo, care este în apropiere, despre care am povestit că avea sute de călugări, peste 300 de chilii, am spus, erau, rămâne și aceea în părăsire. Și atunci când Sfântul Dimitrie binevoiește să se descopere, ne-a povestit atât de frumos în alt preasfințitul mitropolit de ruse, arătându-se acelei fete bolnave în vis și arătându-i locul unde se vine să caute moaștele sale, iată, această fată împreună cu părinții și cu preoții de aici din sat, vin la locul indicat, aici în fața peșterii, loc pe care o să-l vedem și noi, și descoperă moaștele Sfântului, le scoate din prundiș, de aici, din apa lomului, și sunt duse în biserica satului. Semn că pe vremea aceea a stăpânirii otomane viața monahală de aici se stinsese, căci altfel nu se explică cum de moaștele lui n-au rămas aici. Deci sfintele moaște au rămas acolo în biserica satului Basarabov, de unde noi venim, și a săvârșit aceste minuni despre care ne-a povestit în alt preasfințitul și pe care foarte frumos le vedem aici ilustrate într-o icoană, în două icoane de fapt. Vreau să mă refer întâi la această icoană veche de la 1803, care este în spatele Sfinției voastre și care îl reprezintă pe Sfântul Dimitrie Basarabov, îmbrăcat în haină monahală și cu schimă monahală, iar în lateral sunt scenele din viața lui și minunile care s-au petrecut aici. Și anume îl vedem pe Sfântul Dimitrie tânăr păscând vitele satului, intrarea sa în monahism apoi, adormirea Sfântului Dimitrie aici pe
malul râului Lom, descoperirea în vis către acea fată bolnavă în care i-a spus unde să caute moaștele sale și iată în cele din urmă aflarea sfintelor moaște, iar pe partea cealaltă avem iarăși ilustrații cu minunile Sfântului Dimitrie. Prima este chiar despre o încercare a aducerii moaștelor Sfântului Dimitrie la noi în țară, despre care povestește viața Sfântului Dimitrie și izvoarele acestea vechi. Nu se știe ce voievod al țării românești a dorit să aibă Sfintele Moaște, însă n-a fost atunci voia Sfântului Dimitrie, ci mai târziu, așa cum am spus, în 1774, generalul Petru Saltykov e cel care a luat Sfintele Moaște de aici, dar iată că în acest interval de timp a mai fost o încercare de aducerea Sfintelor Moaște aici. Voivodul țării românești s-ar fi adresat, așa cum se cuvenea, patriarhului de Constantinopol de atunci, a cerut învoire și a venit aici cu o suită, cu alai, cu care, cu boi, cu preoți, ca să ia Sfintele Moaște. Însă, luând Sfintele Moaște din biserica satului și mergând spre ruse, ca să treacă Dunărea la noi, iată că aproape de ruse carul s-a oprit și boii n-au vrut să meargă mai departe. Și atunci au socotit să pună alți boi, tineri, neînjugați până atunci, și să lase în voia lui Dumnezeu. Și acei boi tineri s-au întors și s-au oprit în mijlocul satului, lângă casa unde trăise Sfântul Dimitrie, Basarabov, și unde s-a și construit o nouă biserică pe atunci, care, bineînțeles, apoi a fost distrusă odată cu mutarea satului în părțile de nord ale Dunării, despre care ați povestit și Sfinția voastră. Și astfel moaștele au rămas pentru o perioadă de timp încă aici în Bulgaria, în Basarabov, și vedem și celelalte minuni despre cele două femei, Aspra și Ecaterina, care fusese revindecate de Sfântul Dimitrie Basarabov și în semn de mulțumire au construit o biserică în satul lor, în Cervena Vodă, aici în apropiere de Basarabov. Sunt vreo 17 km până la Cervena și au vrut să ia o părticică din moaștele Sfântului Dimitrie să ducă în biserica lor. Și au furat, bineînțeles, o părticică închinându-se la moaștele Sfântului, dar când au vrut să plece, caii n-au mai putut pleca. Deși, vedem și în icoană, erau bătuți crunt caii să pornească din drum, caii n-au pornit. Și atunci ți-au dat seama aceste două femei că au greșit înaintea lui Dumnezeu și că Sfântul nu le lasă să plece și au lăsat acolo părticica cu Sfintele Moaște. Vedem și celelalte întâmplări, monahul Avrentie, despre care ne-a povestit înalt preasfințitul mitropolit, care a încercat să fure și el o părticică din Sfintele Moaște, și vindecarea episcopului Ioanichie de Pereaslav, care s-a petrecut tot aici, în chip minunat. Aceste scene din viața Sfântului și minunile Sfântului Dimitrie le vedem ilustrate și în această icoană care este aici lângă mine, icoană care a fost dăruită de către Patriarhia Română împreună cu o părticică din Sfintele Moaște și care a marcat, aș putea spune, renașterea spirituală a acestui loc. Pentru că eu am venit în acest loc pentru prima dată în 2007, când granițele Uniunii Europene ne-au permis tuturor accesul mult mai facil și pelerinajele au fost foarte multe, cu foarte multe grupuri de pelerini. Am venit în fiecare lună, chiar și de mai multe ori într-o lună, și am văzut înflorirea acestei mănăstiri în fiecare zi, pe zi ce trece, să spun așa. E bine, să revenim un pic la acest loc. Vă spuneam că peștera în care a trăit Sfântul Dimitrie era acea încăpere de aici din față, unde am urcat noi. Și bineînțeles că mănăstirea aceasta a rămas părăsită în timpul perioadei otomane
Și apoi au fost încercări de reactivare a vieții monahale, în care s-a amenajat și această bisericuță în care ne aflăm noi. S-a extins, practic, peștera cu această biserică, cu un mic pangar și cu o mică chilie aici, săpată în stâncă, în partea opusă. Zidul și acesta care este... Zidul, bineînțeles, că nu era. Acestea sunt construcții din timpul monahului Hrisant, cel care a... Catapeteasma. Da, care a reactivat viața monahală aici și care a venit aici în 1937 și a și murit în această mănăstire, chiar o să vedem și a pregătit și mormântul aici săpând în stânca aceasta calcaroasă, e o rocă calcaroasă care se sapă relativ ușor și a construit aici o mică clopotniță, un mic paraclis, iată, un loc de slujire, a reînodat firul acesta, a rupt al vieții monahale și care până în zilele noastre, iată, a înflorit atât de frumos. Vă mulțumim, Părinte Alin. Este într-adevăr un loc care, în felul în care a fost moștenit de la Sfântul Cuvios Dimitrie și cum s-a dezvoltat el, mai ales cu seamă în secolul 20, în vremea monahului Hrisant și apoi în deceniile următoare, a căpătat atât de multă consistență, fiind, am zice, pe măsura faimei pe care și a ocrotirii pe care Sfântul Cuvios Dimitrie a oferit-o credincioșilor ortodoxi de-a lungul secolelor. Vom coborî după acest popas în curtea mănăstirii, ne vom reîntoarce acolo pentru a îl ruga pe Înalt Preasfințitul să ne relateze aceste episoade mai semnificative din secolul 20 ale istoriei mănăstirii. Vă mulțumim foarte mult! Cu plăcere! Pentru finalul emisiunii am revenit, stimați telespectatori, în curtea așezământului monahal contemporan, așa cum arată ea în momentul de față și care este o imagine grăitoare a ceea ce a însemnat, mai ales în ultimii ani, purtarea de grijă deosebită pentru ca această vatră a nevoințelor Sfântului Cuvios Dimitrie să reprezinte o făclie vie, mărturisitoare de credință și de viață monahală în plină contemporaneitate. Așa că o să vă rugăm Înalt Preasfinția voastră ca în partea aceasta finală a emisiunii să ne evocați istoricul acestei vetre monahale după viețuirea Sfântului Cuvios Dimitrie aici. Deci cum a ajuns ea la imaginea actuală, pentru că, într-adevăr, vedem în istorie că au fost ca peste tot întâmplări și mai fericite și întâmplări mai nefericite legate în special de inundațiile produse de râul Lom, dar iată că în momentul de față, într-adevăr, vizitatorul, pelerinul care pășește aici este întâmpinat de o imagine extrem de primitoare a unei vetre în plină dezvoltare. Deci vă rugăm să ne evocați câteva repere istorice mai semnificative din evoluția acestei mănăstiri. Възраждането на Светата обител и подготовката за всичко това, тази красота, която е постигната. Е нашата Сфинтей мănăstiri și pregătirea acestei frumuseți pe care o vedem în jurul nostru, legată de viață mănăstirească sau călugărească a Sfântului Dimitrie. Această renaștere se datorează arhimandritului Hrisant, care a venit din mănăstirea Schimbarea la fața Mântuitorului, de lângă capitala veche Veliko Târnovo. Venirea călugărului Hrisant în această mănăstire este legată de această perioadă tristă pe care o cunosc popoarele noastre, român și bulgar, și anume timpul comunismului, când statul ateu a încercat toate metodele ca să îndepărteze pe toți credincioșii de Dumnezeu, de credință
în Dumnezeu. Întreaga viață Arhimandritului Hrisant este scrisă în câteva căiete personal de către el. Aceste momente din viață pe care a scris-o monahul Hrisant împreună cu date istorice despre mănăstire au fost editate de vicarul administrativ al Metropoliei de Rusia de atunci, Arhimandritul Victor Mutafov. Contribuția monahului Hrisant este mare pentru că el închide cele două peșteri ca să se transforme într-o biserică și o locuință. S-a creat și această bisericuță din stâncă, s-a închis, în care monahul Hrisant să se roage. Din păcate, aici, pe malul râului Lom, se întâmplă multe inundații, nu numai în anul 1940, ci și cam în fiecare an. Și chiar monahul Hrisant a menționat aceste inundații anuale în scrierile sale. Populația din satul vecin Băsărăbov îl va ține minte pe acest călugăr Hrisant, văzându-l foarte des cu o văliză pe spate, cu un băț în mână, ușor așa a plecat în față și mergând pe jos ca să-și cumpere pâine și toate necesarele din sat. După moartea starețului Hrisant, în anul 1988, mănăstirea este dată în grijă câtorva clerici numiți de către metropolitul de atunci al Durostorului și Cervenului, Sofronii. Multe lucruri despre viața mănăstirii a făcut și starețul arhimandritul Sebastian, care din păcate acum 20 de ani a murit într-un accident rutier și care chiar așa suntem mulțumiți de ceea ce a făcut acest Sebastian. Arhimandritul. Aici s-a nevuit și părintele Ilarion, amândoi sunt înmormântați în cimitirul mănăstirii. Câțiva ani de zile aici a fost stareț arhimandritul Victor, care a fost vicar administrativ al Metropoliei de Ruse, care în momentul de față este numit reprezentant al Bisericii Bulgare în România, în București. După stareția părintelui Victor, aici a fost stareț și arhimandritul Emilian, care a făcut foarte multe, așa cum și vedem noi, pentru viața acestei opști monahale. În timpul lui, opștia călugărească s-a format din 4 persoane. A fost nevoie că camera care a fost aici pe acest loc să fie lărgită, să fie făcută un arhundaric mai mare. Și mai întâi, în anul 2007-2008, s-a ridicat această clădire din spatele Sfinției voastre, în care de acum 2-3 ani s-au nevuit frații acestei mănăstiri. În 2007 a început și ridicarea clădirii 2, sau cea din spatele Troiței Românești, și în acel arhundaric acum viețuiește starețul și încă 3 viețuitori. De un an de zile, starețul acestei mănăstiri este arhimandritul Antonie, care depune multe eforturi pentru viață mănăstirească, pentru slujbă de zi cu zi, pentru noua biserică care acum sperăm să se termine în spatele acestei clădiri. Nouă biserică cu hramul Schimbarea la fața Mântuitorului. Piatra de temelie acestei biserici a fost pusă de metropolitul pe atunci neofit, actualul patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare. După ce am fost ales metropolit de Ruse, prima mea dorință arzătoare a fost cum să terminăm cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul Sfântului Dimitrie această biserică începută de mulți ani de zile. Am început cu niște donații mici din partea unor credincioși evlavioși și după ce ne-am dat seama că aceste mici donații nu sunt suficiente, ne-am adresat primului ministru al Bulgariei, domnul Borisov, care a dat o sumă de 150.000 de leva și cu acești bani sperăm să terminăm clădirea bisericii. Între 2007-2009 s-a ridicat și clopotniță între stânci, precum și gardul care ne înconjoară, ca să fie o mănăstire terminată în starea pe care o vedem astăzi. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am înfrățit mănăstirea Băsărăbov cu mănăstirea Cozie din Arhiepiscopia Râmnicului și suntem foarte bucuroși că aceste relații duhovnicești între cele două biserici, română și bulgară, devin tot mai puternice, tot mai adânci spre slavă lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Cu binecuvântarea nadpreasfințitului Vărsănufie, arhiepiscopul Râmnicului, la mănăstirea Cozie deja s-a și terminat catapeteasma care va fi donație pentru noua biserică a mănăstirii Băsărăbov.
cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, foarte mulți credincioși, am înțeles că așa au binecuvântarea să treacă regulat în toate pelerinajele internaționale prin Mănăstirea Băsărăbov și aproape zilnic aici întâmpinăm credincioși români, lucru care ne bucură foarte mult. Двора на манастира и с особено благоговение се отнасят към мястото на земния живот на светият. Vă mulțumim foarte mult, Înalt Preasfinția voastră, pentru aceste detalii deosebite, evocatoare, care recompun între oaltă o frescă extrem de vie și de pregnantă a ceea ce a fost și înseamnă în momentul de față, în zilele noastre, Mănăstirea Sfântului Dimitrie Băsărăbov. Urmărindu-vă, am parcurs așa de-a lungul deceniilor toate întâmplările acestea, de pildă când se încerca după războiul din 1877-78 inventarierea acestor vestigii ale creștinității de pe Valea Râului Lom, de către o comisie arheologică, apoi încercarea unui viitor episcop Tihon până în 1919 de a purta de grijă acestei vetre monahale, apoi pe acest cu adevărat hăruit călugăr Hrisant, Hagi Hrisant, era și Hagiu la Ierusalim și care a dat dovadă, așa cum a spus și dumneavoastră, pe de o parte de o smerenie deosebită, dar și de o stăruință deosebită, pentru că el a venit aici până în 1937 și a ridicat pe locul acestei case o primă construcție care a fost luată de evocatele de Înalt Preasfinția voastră ape mare ale Lomului în 1940 și a fost nevoit să se apuce în 1940 din nou să o refacă. Aceasta pe care ați amintit-o, Înalt Preasfinția voastră, este ridicată pe locul celei de-a doua case ridicate de Hrisant. Aș mai aminti aici și foarte semnificativ faptul că prin 1953 el era vizitat aici de patriarhul de vrednică pomenire Justinian și care l-a binecuvântat și s-a împărtășit cu foarte multă bucurie de frumusețea locului pe care Hrisant îl sporea prin lucrarea lui deosebit de sârguincioasă. Și aș mai aminti apoi și ceea ce spune tradiția locului despre acest părinte deosebit al istoriei mănăstirii, că a lucrat în ceea ce arătăm în emisiunea noastră și cu acest prilej, mormântul său săpând, așa am citit în istoricul mănăstirii, în tradiție, vreo 100 de zile a săpat singur cu dalta și a pregătit acest mormânt, oarecum urmând poate exemplul părintelui Sfântului Cuvios Dimitrie, care și el și-a pregătit în acest loc mormântul. În orice caz, într-adevăr, este impresionant acest parcurs până la această foarte primitoare incintă pe care în momentul de față o păstoriți. Propusnac samo, izvinavate ce vi prekăsvam, v paraklesa na segașnata manastir. Mă scuzați că vă întrerup, am sărit un lucru. În biserică din rupestră, din stânci, veți vedea o icoană frumoasă românească cu viața Sfântului Dimitrie. Această icoană a fost dăruită din partea Patriarhiei Române la cererea vrednicului de pomenire, Patriarh Maxim al Bulgariei, la cererea lui adresată preafericitului vrednic de pomenire, Patriarh Teoctist al României. Și în 2007, împreună după sărbătoarea Sfântului Dimitrie Băsărăbov din București, am adus această icoană din București și de atunci se află în această biserică rupestră din mănăstire. Și foarte mulți credincioși care n-au posibilitatea să meargă în capitala României, în București, în diferite locuri duhovnicești, se vin aici la mănăstire și se închină la această părticică, măcar părticică din moaștele Sfântului nostru comun Dimitrie Băsărăbov. Dorim, după ce se termină Biserica Nouă, să mutăm această icoană în Biserica Nouă, pentru că nu toată lumea are această posibilitate să urce prin aceste trepte până sus. Ne vom bucura că toți pelerinii o să se închine și o să atingă Sfintele Moaște în Biserica Nouă. Ще бъде много добре, че всички хора, които идват и се покланят на преподобния, ще могат да се докоснат до неговите мощи в новия храм на манастира.
Vă mulțumim în alpreția voastră. A fost o bucurie duhovnicească deosebită, o lumină a sufletului acest popas al nostru aici. Vă mulțumim pentru binecuvântarea pe care ne-ați dat-o încă o dată, pentru faptul că am putut realiza această emisiune și pentru tot ceea ce ne-a spus personal și prin intermediul prezenței noastre aici și tuturor telespectatorilor noștri ai postului Trinitas TV al Patriarhiei Române. Și acum, la final, cred că ar fi binevenit, potrivit, să încheiem, după ce am mulțumit tuturor dumneavoastră participanți direct la această emisiune, rostind rugăciunea din acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și în felul acesta îndreptându-ne cugetele o dată în plus către acest mare părinte care ne ocrotește pe toți de acolo, de sus, din ceruri. O, întru tot sfinte și luminat părinte Dimitrie cel Nou, darul de negrăit al lui Dumnezeu pentru noi, care în prea dulcea și mult încercata cetatea Bucureștilor, cu ajutorul îngereștilor puteri ți-ai înălțat cortul tău de rugăciune și mângâieri, o, pruncule ascultător al peșterii, căci peștera Maică ți-a fost și biserică, și în peșteră, iubindu-te mult, te-a ascuns Dumnezeu, fericite părinte, și acolo a pus har lucrător în sfintele tale o seminte. Iar pe urmă lumii te-a arătat și te-a trimis nouă ca doctor fără de plată. Pentru aceasta te rugăm pe tine, cel în Hristos îmbrăcat, să nu le lipsești de rugăciunea inimii tale vreodată, ci cu puterea darului tău cel nestricăcios să ne îmbraci și pe noi în Hristos, pavăză dulce să ne fie în față, în spate, la stânga, la dreapta, sus și jos. Să nu ne lași singuri, pradă în marea singurătate a răsăritului, că pe aici de oriunde se poate arăta umbra cea întunecoasă a chitului. Și iarăși, fericite părinte, la sicriul îndurărilor tale cădem și cu multă rugăciune fierbinte îndelung te rugăm. Păzește această cetate să n-o jefuiască vicleanul de credință, nădejde și dragoste, de curăție, de milă și bunătate. Păzește intrările Bucureștilor toate cu neostenitele oștiri îngerești, să nu pătrundă duhurile necurate cu stricăciune și cu porniri tâlhărești. Ferește-o de stricare, de minte și de supărare și pune cuvânt să încăpem și noi în mila Domnului cea multă și mare, să putem merge neînfricoșați la judecata de apoi. Iar pe vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, întoarce-i din cale și îngroapă-i, Sfinte Dimitrie, în marea de lacrimi a dragostei tale, să se bucure și cetatea Bucureștilor, acum și în veacul ce va să fie, de pace și de Sfânta Euharistie. Iar noi, în Dumnezeu sălășluindu-ne, mâncând trupul pâine și bând sângele vin, slavă să dăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Vă adresăm cu acest prilej invitația împreună cu înalt preasfințitul părinte Naum să poposiți aici ori de câte ori drumurile dumneavoastră vă poartă prin apropierea Văii Lomului și să vă împărtășiți de binefacerea locului care l-a luminat și l-a înălțat pe Sfântul nostru cuvios, Părinte Dimitrie cel Nou. Să ne revedem cu bine în cadrul ciclului de emisiuni Comori ale Ortodoxiei.